Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Băieți, sunt cu Gigi Pasta aici, șoferul meu de bază, care este și el medic. Suntem și cu Bebe Moise și mergem la un caz. Tocmai am luat un caz. O să vedem ce se întâmplă, băieți. Bine v-am regăsit. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Ia uite aici. Cine? Nu dă like și subscribe. Mama lui e tata lui. Suntem pe serverul din România și o să vedem în ce roleplay ne mai băgăm cu mine, medic. O să încercăm să ne băgăm în toate roleplay-urile posibile, să fie și cu acțiune, cu mafii, cu nebunii, cu poliție, cu... Dar o să... nu o să mai fiu eu mafiotul ăla, o să merge, poate că se bat mafii, o să cădem între mafii acolo, nu știu, poate și acum s-au bătut niște mafii, mergem acolo, ne iau ea cu pistoalele, o să vedem ce se întâmplă, ok? Nu uitați să vă abonați la acest canal. Nu uitați să apăsați butonul de like, fiecare buton... nu, Gigi, nu! Ai de viața mea... Cheamă medicii, Gigi. Cheamă colegii să ne ajute. What the heck? Cheamă colegii să ne ajute. Stați așa, băieți. Mamă, băieți. Stați așa să sun la... să sun și eu, să chem un medic cea. Deci, de aici. Telefon. Pe plajă. Ia uite, s-a abonat Alexandru Magnu. Mulțumesc frumos, Alexandru, că te-ai abonat. Bine ai venit. Bine ai venit în echipa băieților de elită. Hai că vin ajutor. Aolo, mă auzi, Gigi? 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 Mama, să râși capota pe aici, oi, Gigi, oi. Oi, Gigi, oi, mă auzi? Ce nimic, mă. Gigi! Cred că am surzit că nu te mai aud. Care era aia pentru resuscitare? Aolo, CPR. Am sunat la ajutoare, trebuie să vină ajutoarele. Bă, ce accident am făcut, bă? Mamă. Băi, Gigi, cred că mor, băi, Gigi. M-auzi? Vezi că eu nu te aud, bre, ce zici. Nu știu dacă e de la mine cu auzitul, cred că ar trebui să-l aud. Alo! Aolo. Adu trusa. Aolo, m-auziți? Da. Auziți, colegi? Da, te auzim și pe tine, Gigi. Tu nu ne auzi, nu m-auzi pe mine, sau m-auzi, Gigi? Aolo. Ba, da, te aud. Hai, vorbește. Aolo, stai. Gigi, ce te doare? Gigi, ia trusa aici. Aolo, mă doare rău de tot. Preocupați-vă de el, că mă doare mâinile. Aolo. Mergeam și noi liniștiți și dintr-o dată a intrat unul noi, cred. Stai că îi fac eu. Aolo, băieți, băi, ce accident, băi, nu se poate, băi, ce accident am făcut. Aolo, stai că încă mai are puștă. Pe acolo primul ajutor. Îi ofer primul ajutor. Aolo, parcă mă simt mai bine. Aolo, stai bine, domnul bebe. Ai sus, tata, da, să vă pun un bandaj aici. Aplică-i un bandaj, colegul. Aolo, sunt de bine, domnul bebe. Băi, mergea liniștit, uite, de acolo am venit, de pe munte, de undeva. Aolo. Mulțumesc, colegii, că ați venit, sunteți foarte de treabă. Nicio problemă, domnul bebe. Nicio problemă, am avut și noi un accident pe drum, de-aia am întârziat. Ce cu targa asta, bre? Trebuie să te pun în targa. Păi n-ai unde să mă bagi, nebunule. Ba da, mergem pe bagaj. Mergem pe bagaj. Ia, punem aici, pe asta. E loc în jeep, e. Avem și la noi,
Hai că aia zic, pune-mă așa frumos pe targă și bagă-mă și pe mine, te rog. Dar noi trebuie să ajungem la un apel, băi. S-a deschis ușa. Da, nu merge. Merge, băi! Mă bagi aici, am pe bagaj. Încearcă pe geam. Ce ai făcut, băi? M-ai lăsat aici? Gata. Te-am băgat. Păi, dar de ce nu m-ai băgat pe-n spate, mă, nebunule? M-ai băgat... Nu mă lasă aici. Te lasă. Ce să... Ce să nu? Hai că cred că... Hai că iau eu targa. Lăsați, stai, că nu mai merg cu ta. Hai să mergem la apelul la Gigi, suie-te în mașină la volan. Hai, băi, mersi, mersi că ați venit, colegii, vă pup. Treci până apă, Gigi, până apă, mă, că trece că Jeep. Nu e Mercedes ăsta. Hai, aveam au, și am, drum, da? Am înțeles. Aveam și... Au, Gigi, mă omor, Gigi! Crezi că e Mercedes ăsta? E tank rusesc ăsta, ar trebui să țină. Vezi că ți-e cam intră plafonul în cap, s-a turtit rău de tot. Ne văd de aia când mergem cu ăsta, băi. Ne văd de aia când ajungem acolo după jumătate de oră. Am murit și sămânța din ei. Bă, bebe, dar asta nu mai merge cum trebuie. Bre, aici e limită de viteză la vamă. Să nu mai fugă ăștia pe la vamă. Am înțeles. O să-și dea drum acum, acum. Ia uite. Băi, Gigi, când ajungem acolo, tu o să prezint scuzele pentru întârziere. Ce faci, bre? Nu merge, bre. Calcu! Călcam, a pus gaura în podea. Aolo. Hai să vedem ce se întâmplă acolo când ajungem, băieți. Hai că ajungem, băieți, se pare... Oh, stânga, Ceaușescu! Bă, te-ai băgat pe treabă, pe șofereală, pe ăla, nu mai ești atent, fă dreapta aici. Erai crui paletos chiar pe noi. Am venit, stați liniștiți! Pompierii! Oh, oh, oh! Pompierii, nu vă speriați, am venit! Presim că nu-i nimeni aici jos, băieți. Măi, nici naiba aici, băieți. Pompierii, stați liniștiți! Aolo, Gigi, nu-i nimeni aici, ce naiba? S-a înnecat? S-o fi necat cineva? Nu vezi ce pustiu aici? Bre, ești aici! Uite-l, a, nu e. Erau niște, nu, erau niște liane din alea sau ce naiba sunt, alge. Re. Tu e mama măsii de accident. Da, bre. Dacă nu făceam acest mamă și părăsit în piept. Nu știu dacă e de la țigări sau de la accident. Aolo. Fii atent acolo să prindem alt apel, să ne dea doamna de acolo alt apel. Băieți, din păcate n-am reușit să prindem apelul, îmi pare rău pentru că n-am reușit, dar na, s-a întâmplat accidentul, nu puteam să fugim așa de la accident, trebuia să rălăm și noi pe acolo, să ne nu știu ce, să ne nu știu cum. Let's go! Hai să mergem la el repede, era ceva cu am nevoie de îngrijiri medicale. E clar, pe noi ne caută Gigi. Aolo, stânga aici, Gigi, Gigi! Fii fără griji. Bă, mai avem un apel și la mine acasă. Mi-apare acolo o cruciuliță pe GPS. Dar ăsta nu e acolo, ăsta e când ajungi la pe acolo de la am avut, eu faci dreapta. Bă, se termină benzina, mă, ce are? Aolo. Băi, Gigi.
Băi, Gigi, dă-te jos. Bre, stai că am eu aici. Băi, Gigi, tu înțelegi chestia asta. Noi nu putem să facem niciun apel, băi, Gigi, înțelegi? Nu suntem în stare să facem un apel din ăsta. Ce mama naibii are mașina asta cu noi? Nu te-ai uitat și tu când ai luat o câtă benzină are? Păi nu putem uitat, să ajungem la niciun... Sau s-a spart rezervorul acum la accident? Nu știu. Doamne ferește! Îi curge rezervorul? Mai am eu aici o din asta, mă. Asta-i mă să o alimentez. N-am aici. Ia, deschide-mi portbagajul, bebe. E deschis. Acum, uite, uți. Atâta merge. E doar un pic din geam de sus. Să nu spui că ai canistră acolo. Ha? Domnul Gigi? Nu am, bebe. Aia. Ia stai să vedem. Am o idee, Gigi. Va trebui să urinăm în asta, aici. Mi-e rău. Eu primul. Ce ai mâncat? Ce ai mâncat și ce ai băut? Niște crispy. Așa? La KFC. Cu Coca-Cola. Mamă, bag acolo că e... Mai bună ca dinozaurii aia de s-au putrezit în pământ și a ieșit petrolul. Aia, dă-i, dă-i să merg acolo. Băi, dacă n-avem benzină. Ia urcă-te acum, ia vezi, s-a umplut rezervorul, ia vezi. Ia căzut pară la mașină. S-a umplut? Hai, bebe, repede, repede. Ai, stai că nu pot repede. Nu e full, dar hai. Cine? A picat bara, am înțeles. Ți-am zis că a picat bara, din senin așa, când te-ai suit tu mașină. Dă drumul la girofare să ne audă lumea că venim. Japonia! Ușor cu ea să nu ne răsturnăm, Gigi. Bă, mașina asta e gravă, rău. Doamne ferește, băieții, e nebunie, bă, să facem. Se singură. Să facem noi un din ăsta, un raport din ăsta, e nebunie, guys. Ce întâmplări poate, în ce poate să treacă un medic când se duce la un apel, băieți? Așa că dacă sunați vreodată la medic și întârzie medicul, să știți de ce întârzie. Pentru că au și problemele lor, frate, cum avem și noi. Am rămas fără benzină, ne-am accidentat, ne-am bușit, ne-am întors, ne-am dus, ne-am făcut, ne-am... E grele cu medicii, nu e chiar așa ușor, bă, Gigi. Aolo, cineva s-a băgat peste noi. Cineva s-a băgat peste noi. Aolo. Cineva s-a băgat peste noi aici. Care v-ați brăga, bă, peste noi? Ha? Ce, bebe? Care v-ați băga peste noi? Și dacă noi am luat apelul aici, de ce ați venit voi? No, păi și noi neapărat. Noi l-am luat. Păi nu l-ați luat pe ăsta, l-ați luat pe ăla din casă, că era unul la casă acolo, dar voi... Nu, până l-am luat Teddy. Da, noi l-am luat pe ăsta. Hai pe la arena, lasă-l pe domnul. Hai că lăsăm pe domnul, bebe. Nu, faceți treaba acum, bă, faceți, moare omul. Moare omul aici, nu vedeți că e plin de sânge, săracu, ce-o fi pățit? Aoleu! Hai, mai are, mai are! Cred că e primul ajutor dintr-o săpălărie. Acum. Ajută-l, bre, doamne ferește, poate moare omul. Aoleu! Ce zici, bre? E bine, te-a sunat, tu s-a tot menționat. Poftim? Eu te-am sunat sau tu m-ai sunat? Cum adică eu te-am sunat? Nu știi ce faci, mă, nebunule. Se băcase pe aici ceva și te-am întrebat. Nu, tu m-ai sunat. Ce faci? Uite foarte bine. Uite, tu? Sunt la un apel aici, e unul care moare aici lângă mine. Mamă, și ce faci? Să trăiți de legea. Poftim? Lași acolo sau... Păi l-ajută colegii acum. Ok, lasă că e bine. Ai treabă cu mine? Nu, n-am treabă, din greșeală am sunat. Hai că te salut atunci, ne auzim mai încolo. Na, bun, ceau. Salut. Te pup. Pa, ba. Păi, uite, doamne, m-am dat jos din mașină și... De ce m-am dat jos? Pe stradă era un cadavru, care pur și simplu era pe carosabil. Și am trecut peste el și un domn care se afla în cadavru m-a tras pe mine la răspundere și a spus de ce am trecut eu peste cadavru. Vă dați seama că aveam și eu pe aici 100 de km pe oră și nu puteam să pun frână să nu-i rup capul. Și m-am dat jos și m-a luat domnul la pumn.
Da, da cu mine de pe unde. Aolo. Aolo, l-am luat eu pe asta. Păi asta te ce raportați la poliție. Am treabă, domnule, n-am timp să mai raportez la poliție. Bun, domnule, de ce n-aveți nevoie de îngrijiri medicale la spital? Hai să mergem. Da. Salut, colegii. Salut, salut, salut. Mulțumesc frumos. Să oprești sirenele, te rog. Bă, dar ăștia fură toate apelurile, mă. Bă, da, unul da, nu da. Facem și noi, bă, Gigi, unul nu facem. Nu suntem în stare să facem unul, bă. Gata, ne punem pe treabă. Hai să fim și noi echipa aia când să ne laude șefii. Mamă, Bebe Moise și cu Gigi fac echipă bună, au salvat oraș, să ne dea cheia orașului, să primim cadouri din alea de la primar. Că am ajutat orașul, că am făcut, că am dres. Eu asta îmi doresc. Eu nu-mi doresc să merg pe stradă să sar pe plajă cu mașina. Bebe, tot... tot are un început, bebe. Da, dar nu puteam să începem și noi bine? Să facem 3-4 cazuri așa din prima? N-am făcut nimic toată ziua. Am distrus mașina. Hai să-i băgăm motorină dacă nu mai are, că iar trebuie să ne urinăm. Are bre, încă merge jumătate de rezervor. Bă, dar mult ai cap, ca un cal ai făcut. E rezervorul mic. Are din ăla de 2 litri. Motorul. Dracu să le amă, că nu prea e stabilă, să știi. Hai să mergem prin oraș, dă-i prin oraș să vedem dacă ne întâlnim cu cineva. Hai să vedem ce ne mai băgăm, băiți. Let's go. Hai că nu e departe, stânga. Dacă eu sunt ca și ăla de la curse, stânga, dreapta și drept în față, dă-i care, calco până la epuizare. Calco că noi avem prioritate peste tot. Și aici undeva stânga, ușor, oprește aici, oprește aici. Fii atent, dă-i în fața omului, fii atent mă Gigi, dă-i în fața omului și parchează să nu intre vreo mașină în el, știi ce zic? Aia zic, acolo, perfect, așa. Hai de capul meu. Stai că trebuie să-i dau banul la băieți. Mai era cu cine? Hai că o să vedeți și voi că mă duc după asta, după el băieți, că nu se poate așa ceva. Nu se poate asta așa ceva băieți. Să facem din astea chiar așa. Nu știu cine era băiatul ăsta, asta e? Ce faceți bre, nebunilor? Bre! Bre, vină încoa, bre! Bre, oprește-te! Unde s-a dus, mă, ăla, frate? Domnul! Bre, unde era ăla, bre? Nu știu, domnul. Domnul, dar cam rămâne motorină, domnul. Poți să mă duci pe mine până la showroom, te rog. Da, așa, băiesc, că l-aveam și pe altul. Chema Victor, dar nu cred că îl mai am aici, cred că a ieșit. Victor îl chema. N-ai cum, frate, cu ăștia, n-ai cum, băieți, n-ai cum. Cer scuze că trebuie să apară asta pe episod, dar trebuia să facem ceva. Domnule, sunteți cu mine? Uitați așa, băieți, că m-am pierdut un bun. Sunteți bine, domnule? Nu prea, domnule. Stai, că l-ajut eu acum. M-auzi, bebe? Da, da. Ce închin stare gravă. Mă duc să adu targa, mă duc să adu targa. Aolo, guys. Începe nebunia, guys, începe nebunia. Bă, și cum i-am zis, bă, mie mi s-a burt amuzant că i-am zis, pune mașina acolo ca să nu intre nimeni și a venit ăla, frate. N-ai cum, bă. Rămâi jos, liniștit. Îl luăm cu targa, da? Da, da. Scoate repede, targa. Meniu smurt, scoate targa. Împinge targa. Rămâi aici, bine, nemișcat. Mâine mișcat, bre. Gata, bre, hai la secție, la spital. Ies un pic capul pe din afară, da? Punem și mie pe GPS, te rog. Mergi drept în față, drept în față.
Aici faci dreapta. Drept în fața. Aici la intersecția asta faci stânga și urci. Băi, ți-am prins și noi un caz, primul nostru caz, bă, ce facem? Îl operăm? Ce facem? Hai să scoatem pulele din el să le vindem. Parchează în față la secție, la ăsta, la spital aici. Perfect. Dai un pic să-l dau jos, după care mustu mașina. Au, l-o arată, scoate targa, nu? Băi, mă bate ăsta, băi. Flexați mușchiul capa și la meniu smord. Așa, și de acolo ce? Împinge targa. Nu merge, băi, că eu eram bolovan. A rămas aici, a prins, el e în mașină acum, cum îl scot afară din mașină? Că nu încerca scoate targa. Nu. Aolo. Sau aia e targa lui Gigi? Nu, i-am. Gata, mă, ieșit. Gata, bre. Ai văzut? Plasează targa, trebuie să dai. Cred că nu mai puteam eu, Gigi, cred că tu. Ia, fii atent, ia-l tu că mut eu mașina. Ia-l tu că mut eu mașina mai încolo. Eu nu mai pot. Poți să-l iei? Aoleu, mă doare. Aia zic, hai cu el încoace. Stai, bă, liniștit. Nu te mișca. Hai, bă, n-avem loc amândoi, fă stânga aici. Ai de viața mea. Nu, dă-i înainte, că e aici, e cu noi. Bagă-l aici, direct la radiografie aici, Gigi, aici. Nu aici e radiografia, nu aici. Aolo. A, de la aici. Să-i facem niște raze. Bagă aici și lasă-l un pic aici, să-l dăm jos de pe targă. Lasă-l acolo, bravo. Știi, trebuie să flexezi X-ul ca să... Aia zic. Bre, ne auzi, bre? Da, domnule. Meniu smurd, împinge targa. Pot să iau eu? Nu pot să iau. Dar să scot eu targa afară. Pune-te acolo. Poți să te pui? Unde, domnule? Să-i zic că începe controlul, băieți. Pune-te, bre, pe masă aici, nu vezi masa? Nu văd. Îi facem radiografie? Băi, să chemăm doctorul. Bre. Da. Cum adică să chemăm doctor? Dar noi ce suntem, bre? Bre, doctor și chirurg. Din asta. Bre, ești afară din dulap, bre, ce cauți acolo în dulap? E domnul, eu. Bre, ești tu. Dulap, bre. Vino aici și suie-te pe masă aici, uite masă aici, suie-te, pune scur aici pe masă. Ia uite-l, bă, s-a băgat după televizor. Bă, dar nu văd masa, domnule. Te simți mai bine? Da, domnule. Dar încăperea asta o vezi? Vă văd doar pe dumneavoastră, domnule, tu și pe domnul Gigi. Mamă, înseamnă că e nasol, bebe. Alo. Înseamnă că e nasol dacă nu vezi. Bună ziua, m-am auzit din greșeală, v-am sunat. Bă, nu mă mai sunați din greșeală, că după aia vă dau afară din greșeală. Bă, ești, aolo, stai bă așa, stai așa. Încetează picioarele. Rămâi aici lângă mine, stai așa. Da. Na, și acum așezați-vă acolo, în fund. Nu te da, bre, jos, bre, nu te da jos. Bre, da, nu mă dau. Gigi, da, fă-i tu radiografic, că eu te aștept afară, că nu mai pot. Da. Fă-i tu de toate acolo și pe aia... Hai să începem. Da, fină. În legătură cu ce mi-ai spus tu mie, bebe, ieri... Ia spune.
seară. Vezi că, eu i-am zis lui Andrei, vezi că știi că e chestia aia cu Finu, cu Nașa, știu, păi cu asta Nașa, zic, ce zic? Zic, și a zis că tu o să vorbească cu tine, că nu știe, că nu vrea, că da, știi. Care e Andrei? Cosmin și eu proastă. Așa. Dar cu Andrei ai făcut ceva? Ce ai mai luat ora asta, curătura în viața mea? Păi și ea zi, îmi vrei? Păi vorbește cu el, că după aia dacă ce nu știe, după aia ce urât. Cum bre, că nu știe nimeni, ești nebună. Ne întâlnim noi odată și asta. Hai că o să-ți dai un mesaj și te chem odată pe la mine, nu-i bă. Ai o treabă? Sunt pe la spital acum, am ceva de lucru pe aici, da? Vezi că eu deja mi-am făcut pregătiri pentru nuntă, ți-am făcut și invitația și tot acolo, ca să știi. Aștept. Eu m-am băgat și în asta de mireasă. Aștept invitația să văd cum e. Păi ți-am trimis mesaj. Mi-ai trimis? N-am avut bandă hârtie, știi? N-am înțeles. N-am mai greu cu printatul, cu rahaturile, mă zi. Că, băi, mi-a luat timp dat de la HP, băi, frate. Și când au să scot și eu că-i dai pe Bluetooth, bă, nu știu ce, nu-mi scoate. E, nu mai pot, eu mă iau răzam. Ia zi, ne întâlnim mai încolo sau nu, că asta e treaba. Băi, știi care e chestia? Că mai încolo am treabă cu o fată. Că păi vii și cu ea, nu-i problem. Are GoPro, gen, și nu e în orașul ăsta, ce zic? Am înțeles. O fostă prietenul de-al lui Andreea. Și, da. Dacă e mâine... Nu știu, mâine stai să văd dacă... Mâine e ce? Dar ce, îți verifici agenda? Ia. Hai că ne auzim mai încolo atunci. Hai, bine, bine, pa, pa. Hai, pa, pa. Ios. Bebe. Pacientul era bine, a? Da, i-am dat un paracetamol. 7 zile, o pastilă pe zi. Domnul, și revine. O mașină. Domnul, eu și o mașină. Uite, mergi pe strada asta în jos și înainte, la intersecție pe stânga e o parcare și acolo e și garaj. Da. Hai, ia-o înainte, ușurel, așa, nu te grăbi. Da, mersi. Olo, ce zi grea, băi, Gigi, bă. Bă, nu, peripeții am avut. Băi, să vedeți aici, ne-am dus la un apel încolo, am făcut accident, de fapt știți. După aia, de acolo înapoi, am luat și noi un apel. Când să venim, am rămas fără motorină. Nu-ți mai zic ce am făcut ca să dăm drumul la mașină, să o pornim. Când ajungem acolo, erați voi. Și abia acum l-am luat și noi, pe domn, fii atent, ne ducem la un apel. Era un domn întins în mijlocul străzii și zic lui Gigi. Băi, Gigi, parchează pe partea cealaltă, pe unde vin mașinile, să nu lovească cineva. Ce crede? Băi, n-am apucat să ne dăm jos și a venit unul. BUM! Au dat noi cu 500 la oră. Ăsta fac 10 apeluri deodată și... Da, faza e că e și o problemă cu apelurile, adică putem să le luăm în același timp. Hai să mergem și la următor. Hai că am plecat. Ok, salut. Salut. Conduci tu? Băi, hai să termine episodul nostru de astăzi, chiar dacă mergem spre al caz, o să opresc episodul aici. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați, iar noi o să ne revedem în următorul episod. Băieți, nu uitați să vă abonați la canalul meu de CarVlog, Pericol de Vlog, Pericol Vlog se numește. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de CarVlog, mașina mea se numește. Vă pup pe toți și ne auzim mâine într-un nou episod.